Listele de candidaturi pentru Camera Deputaților și Senat ale Partidului Național Liberal Ialomița au fost validate. Cei 10 candidați au fost prezentați în cadrul unei conferințe de presă. PNL Ialomița propune o echipă tânără formată din oameni de afaceri, economiști, juriști, membri vechi ai partidului. La Senat, lista este deschisă de actualul deputat în Colegiul Fetești Săndărei, Cristina Ancuța Pocora, urmată de Dragoș Soare, Gabriel Răceanu și Gigi Manea. Aveți în față toți cei 10 reprezentanții Partidului Național Liberal, 4 titulari, ca să zic așa, de drept pe listă pentru Camera Deputaților plus 2 supleanți, 2 titulari de drept pentru Senat plus 2 supleanți. În total 10. De profesie inginer, om de afaceri, sunt căsătorit, am un copil, student la medicină. Sper și mă onorează faptul că fac parte din echipa PNL pentru Camera Superioară Senat. Am 40 de ani, sunt de profesie consilier juridic, ca specializare practician în insolvență, îmi desfășor activitatea în cadrul cabinetului de insolvență propriu. În paralel cu aceasta, dețin calitatea de președinte al unei case de ajutor reciproc cu sediul Slobozia, al Uniunii Județene a Caselor de Ajutor Reciprocare Salariaților și sunt organ ales membru al Biroului Executiv Național al Uniunii Naționale a Caselor de Ajutor Reciprocare Salariaților din România. Sunt membru reacționat al Partidului Național Liberal din a doua jumătate a anului 2015. Am participat intens în cadrul campaniei și desfășurării alegerilor locale din 2016. Am găsit aici un climat propice desfășurării activității liberale, o echipă consolidată pe care încercăm să o dezvoltăm în continuare. Sunt de profesie economist, sunt administrator al unei societăți comerciale. Am absolvit și Facultatea de Agricultură. Activez în domeniul agricol, domeniul pentru care m-am pregătit. Fac politică din 2004. Și primul partid în care am intrat a fost Partidul Național Liberal. Am fost președinte organizației de tineret la nivelul județului Ialomița. În momentul de față sunt consilier județean PNL și secretar general al acestui partid. În momentul de față sunt deputat de Ialomița, Colegiul Fetești Țăndărei. Sunt căsătorită, am un copil de 5 ani. În activitatea mea din Parlament am activat în Comisia pentru Muncă, fiind vicepreședinte în momentul de față al Comisiei de Muncă și Protecție Socială. De asemenea, sunt președintele Subcomisiei pentru Protecția Drepturilor Copilului. Și în cea mai mare parte, activitatea mea și preocupările mele în Parlament s-au concentrat pe susținerea familiei și pe susținerea copiilor și a tineretului. Pentru că, din punctul meu de vedere, investiția majoră pe care noi trebuie să o facem este investiția în viitor. Și viitorul este reprezentat de familie și de copii. Trebuie să investim în copii prin educație, prin sănătate, prin crearea de locuri de muncă, în așa fel încât micii cetățeni de astăzi să fie cetățeni implicați în viitorul țării și să reducem cât mai mult riscul ca ei să fie asistați social. Propunerile PNL Ialomița pentru Camera Deputaților sunt Constantina Vasilescu, Ecaterina Cornescu, Mihaela Ojoc, Luminița Barcari, Aurelian Ionescu și Gheorghe Tinel. De profesie om de afaceri din anul 1992. Am terminat facultatea ASE București, deci sunt economist. Activez în Partidul Național Liberal din 2003, unde am ocupat funcția de președinte la organizația PNL Amara. Sperăm în alegerile de la parlamentare să obținem un scor frumușel pe măsura muncii noastre. Activez în Partidul Național Liberal din anul 2000. Am participat la toate acțiunile, inclusiv în județul Ialomița, cât și în alte județe. Sunt președinta OFL la al treilea mandat. Sunt de profesie jurist, sunt căsătorită, am doi copii,
Sunt administrator împreună cu familia la o societate comercială care își desfășoară activitatea de peste 20 de ani. Mulțumesc în primul rând colegilor pentru încrederea care mi-au acordat-o. Mă simt onorată. Este o echipă puternică în care cred și în care mă regăsesc. Am fost animată de principiile liberale. În perioada 2006-2012 am fost inspector școlar de management, mă rog, și ultimile 5 luni inspector general. Din 2012 am revenit la catedră și anul trecut, în aprilie, în urma concursului desfășurat la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Deci, din acel moment, ocup din nou funcția de inspector școlar general. Din punct de vedere politic, știți foarte bine că acum 4 ani, în 2012, am candidat la Camera Deputaților pe listele Partidului Democrat Liberal în Colegiul 1. Am fost consilier județean 4 ani și începând din acest an, din nou, am un mandat de consilier județean. Și pentru că doamna Cristina Pocora, colega mea, a adus aminte de ceea ce putem să facem pentru copii, mi se pare normal să aduc aminte faptul că pentru mine calitatea în educație este primordială. În activitatea mea de inspector școlar nu am amestecat niciodată politica, dovadă fiind aceste concursuri pentru ocuparea funcției de director care sunt pe cale de a se încheia și care au decurs în condiții foarte bune. Politic, sunt onorată că mi s-a făcut propunerea de a fi pe listele Partidului Național Liberal pentru Camera Deputaților și pentru că sunt un om de echipă, voi munci alături de colegii mei astfel încât să obținem la aceste alegeri un scor cât mai bun. Nou intrat în partid, Aurelian Ionescu a explicat motivele pentru care a fost exclus din ALDE. Nu mai sunt în ALDE pentru că am intrat într-o polemică de iubire cu conducerea partidului, cerând alături de alți colegi parlamentari și alegi locali implementarea în cadrul acestui partid a unui set de criterii de integritate, astfel încât candidații pe care partidul ALDE urma să-i propună la Parlamentul, pe listele pentru viitorul Parlament, să nu aibă probleme penale, să nu aibă probleme de moralitate, să nu aibă probleme de integritate. Răspunsul conducerii a fost sec și s-a derulat în două etape. Prima etapă, în momentul în care am promovat această discuție în cadrul partidului, deja erau primiți alții oameni politici cu o proastă imagine publică și nu este niciun secret, era la momentul respectiv era vorba de domnul Tudor Pendiuc din Argeș, fostul primar al Piteștiului, domnul Voroșeviș, fost membru al Partidului Liberal, care nu mai avea loc pe listele Partidului Liberal, doi oameni cu probleme penale, cu probleme grave de imagine. Iar cel al doilea răspuns a fost că la trei zile, atât eu cât și ceilalți colegi care am luat atitudine, am fost excluși. Ne-am trezit excluși din partid fără măcar a fi întrebați, fără a ni se spune de ce suntem excluși. Deci am ales Partidul Național Liberal, în urma invitației atât a domnului președinte Tinel Gheorghe, cât și a invitației venite din partea conducerii centrale a partidului, pentru că mesajele mele și susținute, repet, și de mulți colegi din fostul ALDE, sunt și mesajele Partidului Național Liberal, sunt principiile pe care Partidul Național Liberal le împărtășește și anume un parlament curat, oameni politici fără probleme, oameni politici cinstiți, oameni politici cu care putem reconstrui România. Președintele Organizației Județene PNL Ialomița, deputatul Gheorghe Tinel, deschide lista la Camera Deputaților, fiind la cel de-al doilea mandat. Cu voia colegilor mei din conducerea partidului, din Comitetul Director Județean,
am fost validat pentru a ocupa prima poziție la Camera Deputaților în această bătălie. Vedeți, am în dreapta și în stânga mea o echipă extrem de tânără care îmbină totodată experiența profesională, dar culmea și maturitatea politică. Sunt toți oameni politici, validați prin bătălii politice, fie în bătălii de locale, cu ștate vechi în consiliile local sau județean Ialomț. Paradoxal, tânără, culmea, respectând și raportul de gen. Sloganul electoral sub care începem această campanie electorală este împreună decidem viitorul. Noi, cei de aici și dumneavoastră, cei care ne priviți. Dacă veți sta acasă în 11 decembrie, să știți că nimeni în locul noastră nu va veni să vă schimbe viața. Noi, cei de aici, cei pe care îi vedeți și pe care sperăm noi veți vota, o să încercăm să vă reprezentăm în Parlamentul României așa cum am făcut-o și până acum. Cu integritate, cu moralitate, cu profesionalism, pentru că vă reamintesc, toți cei de aici de la masă au semnat declarația de integritate. Nimeni de aici, de la masă, nu are nicio problemă de integritate. Avem inițiative care pun ștampila, eticheta PNL pe ele, și ale mele și ale Cristinei Păcora. Legea Camerelor Agricole sunt coautor. Legea privind conservarea pașiștilor și protejarea pașiștilor sunt coautor. Legea privind comercializarea produselor agroalimentare și procentul de 50% pe raft sunt coautor. Sunt câteva acte normative, inițiative legislative care, sincer vă spun, mă mândresc ca și inițiator. Gheorghe Tinel, președintele PNL Ialomița, a făcut un apel către cetățeni ca pe data de 11 decembrie, când sunt programate alegerile parlamentare, să iasă la vot. Nu uitați, pe 11 decembrie să ieșiți la vot, indiferent care este opțiunea noastră politică, ieșiți la vot, nu stați acasă, nu lăsați o minoritate să vă decidă viitorul pentru următorii 4 ani de zile. PNL Ialomița își propune să obțină în urma scrutinului din decembrie 2 mandate de deputați și 1 mandat de senator.